Circulă cu viteză, a făcut un vecin de aici de sus, cere la primarul semnată de toți vecinii de aici să pună polițiști culcați, măcar doi polițiști și domnul primar nu vrea. Nu a aprobat. Niște praguri de reducere de viteză, măcar. Pe aici se circulă noaptea cu mașinile de zici că e raliuri și ziua pe oameni. Vin în jos cu 100 la oră și aici la curbă încetinez. Mai tare măr pe strada asta ca pe strada de din jos. Din jos măr la domnul primar nu vrea să pună doi polițiști culcați aici, plin de copii. Toată ziua pe strada. Și acum fetița a coborât de pe trotuar sau ce-a făcut? Nu știți? Dumneavoastră ați fost afară când s-a întâmplat, ați văzut? Auzi, ești cu 100, măr la oră pe aici. Ați fost afară când s-a întâmplat? Nu, n-am fost chiar aici, că eram sus. Și de sus am auzit cum ăsta copilul a sărit în sus. Dar copilul era pe trotuar, vrea să traverseze, ce? Nu știu, cred că aș fi vrută să treacă. Să te bate. Cred că aș fi vrută să treacă. Numai așa s-a întâmplat. Dintr-o dată am auzit, bum! Nu vă dați seama că ceva s-a întâmplat cu fetița. Copilul lovit de mașină l-am găsit conștient, dus de către aparținătorii în casă, afirmativ, fără pierderea stării de conștiență, cu un traumatism grad neprecizat, probabil prin impactul direct cu oglinda, cu mici scoriații la nivelul membrului inferior și cu un traumatism de cot. Examinarea copilului s-a făcut cu dificultate, fiind agitat. Mama a refuzat transportul la spital, leziunile oricum sunt leziuni minore, au rămas indicații de supraveghere a copilului ca în cazul în care apar ceva manifestări în plus față de momentul actual să fie transportat la spital. Pe strada din jos se reducă viteza.